Nechifor a mai spus că dorește ca într-un an să fie finalizată integral legătura între cele două localități și mai departe spre punctul de trecere a frontierei. Licitația a fost câștigată de o asociere între două firme. Valoarea investiției este de 1,5 milioane de euro fără TVA. Conform lui Nechifor, mâine la Cernăuți se vor purta discuții cu autoritățile pentru a realiza formalitățile de deschidere a traficului de pasageri în primă fază la izvoarele Sucevei. Vrem să mai depunem finanțări pentru reabilitarea de drumuri din proximitatea frontierei. Vrem să dăm șansa să conectăm în mai multe localități, a conchis președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor.